Elev de 16 ani lovit pe trecerea de pietoni. Incidentul s-a petrecut în fața unui liceu dintr-o Beta Turnu Severin. Minorul traversa pe trecerea de pietoni amplasat în fața liceului Lorin Sălăgean dintr-o Beta Turnu Severin, moment în care a fost acroșat de un autoturism. Dar era trecere, trebuia să opriți în mod normal. Da, el era dincolo. Eu știu că era dincolo de... Era dincolo de linie. Dincolo de linie era. Și-a dat-o la o fugă. Și eram înăuntru. Și automat veni o fată și spusă că dă-te mașina într-un băiat. Am ieșit afară, l-am luat în brață, l-am pus cum îl găsără domnii. Ce să spun mai mult? Al bătrân, este care are vârsta, nu știu, 70 de ani, nu știu cât are. Ce să vă spun, măi? Nu-l văzut pe trecere. Cred că nu-l văzut pe trecere, dar a venit și cu viteză tare. Foarte tare viteză. Am undeva un 60-70. Tânărul a fost dus la spital, având multiple fracturi. Victima este un tânăr de 16 ani, elev. Accidentul s-a produs pe trecerea de pietoni. Pacientul este conștient, are fracturi la nivelul membrului inferior drept. Este la spital, a ajuns în condiții optime, i s-a acordat primul ajutor, urmează să fie investigat și se recurgă la tratamente. De altfel, o femeie a fost la rândul ei lovită pe trecerea de pietoni. Incidentul s-a petrecut la câteva străzi distanță în fața serviciului de ambulanță. A intervenit în cazul unei paciente care a fost victima unui accident rutier chiar în fața sediului ambulanței. Nu s-a mai așteptat fișa de solicitare deoarece era o urgență de cod roșu pentru noi. Imediat s-a acționat cu întregul echipaj, s-a efectuat protocoalele de transport și de imobilizare a pacientei. Este vorba de o pacientă în vârstă de aproximativ 70 de ani, cu politraumă. Dânsa prezintă o plagă anfractoasă la nivel frontal și dureri la nivelul coloanei cervicale, articulațiile ambelor membre. Este dusă la UPU, acum este supusă investigațiilor. Conștientă pacienta. În ambele cazuri, poliția a deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă. Victimele vor rămâne sub supraveghere medicală.